Voi fecioarele aveți un motiv de satisfacție, ba chiar de ego, de mândrie, de bătut cu pumnul în piept, de încredere în voi, pentru că ați depășit cu brio o furtună a vieții voastre. O perioadă ceva n-a mers, ați suferit, ați plâns, ați căzut în nas, nu v-au ieșit niște treburi, pe diverse planuri ale vieții. Dar ați avut răbdare. Dar v-ați continuat drumul, dar nu v-ați împotmolit în tot această furtună. Chiar dacă ați trecut prin toate alea. Ați conștientizat că e necesară această furtună, v-a transformat foarte tare, v-a transformat în cel care sunteți astăzi, încât n-ați luat din această furtună a vieții partea negativă, partea fatalistă, partea pesimistă, vai săracul de mine, nu v-ați plâns de milă, n-ați căzut în genunchi, n-ați dat vina pe toată lumea. Și ați zis, ok, am ceva de învățat din asta. Nu știu ce, deocamdată, ziceți voi, nu știu care e lecția, o să o învățați și pe aia. Dar e important că ați trecut cu brio, dacă nu chiar acum se și termină această furtună. Încât din toată suferința asta, hai să zicem suferință, mie nu-mi place să folosesc cuvântul, dar hai, din toată lupta asta cu vicisitudinile vremii, voi ați ieșit învingător. I-ați depășit pe inamici, ați crescut în tot acest timp, v-ați reconfigurat, încât vă puteți uita la voi, cel de acum un an, cel de acum 6 luni, cel de mai demult de atât. V-au ajutat foarte multe planete. Da, poate sunteți ușor confuz, încă nu se vede concret ce s-a schimbat la voi, dar veți ști curând. Parcă se prefigurează finish-ul acestui maraton la care alergați de multă vreme. Și ca orice maraton, sunteți terminat. Dar se vede rezultatul, abia așteptați, pentru că acolo la capăt este liniște, este lumină, este finalul efortului, este, de ce nu, un trofeu, un premiu, un câștig al acestui demers, e o școală terminată, e o lecție învățată, de-aia i-am zis maraton. Cine știe de când trageți voi la acest maraton, dar ieșiți number one, mândru de voi, poate chiar cu sentimentul ăla de premiu întâi. Am luat notă maximă la efortul ăsta. Greu examen de viață, greu moment al vieții mele, dar ce bine l-am trecut. Dacă era ușor, nu era satisfacția atât de mare cum o aveți acum că se termină. Normal că atunci când aveți niște motive de satisfacție, de împlinire, de victorie, sunt și în jurul vostru suficienți hateri și inamici și comentatori de serviciu. O, da, mulți. Dar asta vă dă vouă plus valoare. În momentul când ești bârfit, criticat și toate celelalte de rival, e clar că ești cu un cap deasupra tuturor. Nimeni care e dedesubt nu este vorbit. Deci clar că voi sunteți pe podium deja și ceilalți din spatele vostru vă comentează în fel și chip, ba chiar vă trimit tot felul de săgeți otrăvite. Încât s-ar putea să auziți comentarii la adresa voastră, răutăți la adresa voastră, bârfe. Dar puțin vă pasă, pentru că voi vă simțiți deasupra tuturor. Ați trecut de tot acest. Poate chiar furtuna cu pricina. Despre asta a fost vorba, de răutățile acestor oameni care v-au vorbit pe la spate, oamenii ăia malițioși, răutăcioși, invidioși, care au văzut că voi aveți ceva și tare ar fi vrut ei premiul ăla. E al vostru și îl meritați din plin, dar luptați-vă să-l păstrați, pentru că totuși unii vă suflă încă în ceafă.